Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Pace vou tuturor! Aceasta este opta sesiune din seria Săptămâna Patimilor. Am intrat în cele trei zile și trei nopți când sus stă în pământ. După cum Iona a stat în stomacul unui pește. Noaptea de joi spre vineri, de vineri spre sâmbătă și de sâmbătă spre duminică, fiecare din serile acestea erau și începutul unei noi zile. Încep cele mai dificile trei zile și trei nopți, cele mai dificile pentru noi oamenii. Trei zile de așteptare, trei nopți de veghere. Cineva m-a întrebat cum sunt exact trei zile și trei nopți. Isus a fost foarte specific. Nu a spus trei zile, așa la modul general, câte 24 de ore. A spus că va fi în mormânt în timpul a trei zile cu lumină și a trei nopți cu întuneric. Adică trei zile și trei nopți vor fi martore ale îngropării lui în pământ. Care sunt zilele și nopțile acelea? Prima zi este ziua de Nisan 14, când Isus a fost jerfit. Asta s-a întâmplat înainte de Apusul Soarelui, la primul Paște, asta a fost după masa zilei de joi, așa că pe la 2-3 după masă. Până la Apusul Soarelui, când începea Nisan 15, Iisus era deja îngropat. Prima zi care l-a găsit pe Iisus în pământ, în mormânt, a fost Nisan 14, după masa zilei de joi. Prima noapte a fost noaptea de joi, care era începutul zilei de 15 Nisan. A doua zi cu lumină a fost în timpul zilei de vineri, Nisan 15. A doua noapte a fost noaptea de vineri spre sâmbătă, când începea Nisan 16. A treia zi cu lumină a fost ziua de sâmbătă, Nisan 16. A treia noapte a fost noaptea între sâmbătă și duminică, noaptea învierii Nisan 17. Până la răsăritul următor, până când era duminică dimineață la lumina Soarelui, Iisus era deja viu și era afară din mormânt. Dacă aș fi să spun altfel, în timp ce Iisus era mormânt, Soarele a luminat joi, vineri și sâmbătă, astea sunt trei zile, iar luna a luminat joi, vineri și sâmbătă noapte, trei zile și trei nopți. Sesiunea trecută v-am spus adevărul acesta care trebuie reținut. Dumnezeu totdeauna face ceva, nu a ieșit la pensie, nu și-a dat demisia, nu doarme, nu pește, este totdeauna la lucru. Dar zilele astea de așteptare când Dumnezeu tace sunt unele din cele mai dificile zile din viața unui credincios. De aproape 2 ani particip la o grupă de rugăciune pe Zoom, unde vin români mai din toate continentele. Vin acolo frați, surori, cu dureri, cu nu de azi, de ieri. Cineva are un fiu. A intrat în tot felul de imoralități. Altul are o fată. A fugit de acasă cu o haimana. Și mama, tata, tot încearcă și așteaptă. La început s-au certat, au argumentat. Au ridicat temperatura, apoi. Au pedepsit, au redus drepturile, privilegiile. Apoi s-au milogit, au plâns, au încercat. Și acum spun ei. Nu mai avem nimic altceva decât să ne rugăm. Oh, în sfârșit. Am ajuns acolo unde trebuia să ajungem de la început. Să renunț la ce pot eu și ce nu pot, am ajuns să înțeleg că am nevoie de Dumnezeu. Am ajuns să înțeleg că trebuie să mă rog. Adică, ce înseamnă asta să mă rog? Am încercat să-l forțez pe copilul meu să mă asculte și nu am putut. Așa că acum voi încerca să forțez pe Dumnezeu să mă asculte. Asta e rugăciunea? Am încercat să o forțez fizic sau sufletește psihic pe fata mea să-l lase pe golanul ăla și să vină acasă, dar n-am reușit. Acum am să încerc să-l forțez pe Dumnezeu? Pe păi ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic. Rugăciunea este mai mult de atât. Am venit să apelez la ceva care este dincolo de puterile mele, adică să apelez la credință, la nădejde, la dragoste. Am venit, adică să aștept. Asta înseamnă să mă rog. Să cred, să nădăjduiesc, să iubesc, să aștept. Iar eu am văzut, am văzut ce s-a întâmplat în anii ăștia doi, în multe situații. Am văzut pe mama care a așteptat și s-a rugat, a plâns, s-a luptat și a așteptat. Și rezultatele s-au văzut. O să mă întrebați, a, a venit fata aia acasă. Asta nu era rezultatul important chiar. Rezultatele s-au văzut la mama. Ea a căpătat credință și nu doar pentru ea și fata ei. A căpătat credință pentru alte zeci de surori care sufereau de tot felul de dureri. A căpătat credință pentru ele. N-avea credință nici pentru ea și a căpătat credință pentru toată lumea de acolo. A căpătat nădejde, speranță pentru ea, pentru fata ei, pentru toți cei care se rugau acolo în grupă. Și a căpătat iubire pentru oamenii ea de care nici nu știa până atunci. Iubire reală, cu lacrimi, cu rugăciuni, cu bucurie. Nu a așteptat degeaba. Cine nu a așteptat degeaba? A, ea nu era singura care a aștepta ceva în zilele acelea de tăcere. Era și Dumnezeu care a așteptat ceva atunci. Și Dumnezeu a căpătat de la ea, de la mama aceea îndurerată, a căpătat tot ce aștepta el, Dumnezeu. Bunătate, milă, răbdare, credință, nădejde, iubire, luptă. Și ea, și ea a primit ceva ce nu aștepta și ce aștepta. Da, e adevărat, fata ei a venit acasă. Am văzut asta la mulți ani alții de acolo. E acolo un cuplu mai în vârstă ca mine. Au bol de tot, fel, tot felul de cancere. Trebuie să știi de la alții asta că au cancer, al minter, ei te păcălesc de nici nu știi cine ești. Ăștia doi, înainte să se roage și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru viața asta plină de cancer, înainte de asta, vor neapărat să-i cânte lui Dumnezeu. Vor să cânte cu cancer. Vin în fiecare zi și așteaptă. Mă întreb, ce așteaptă? A, ah, dar de mult timp acum știu ce așteaptă. Așteaptă ca restul din grupa asta să învețe să cânte lui Dumnezeu în tot timpul ăsta de așteptare în nopțile negre ale sufletului. Așteaptă ca eu, Andrei, să capăt credința de asta de fier, nădejde neclintită și iubire, ceva ca lui Dumnezeu. Asta așteaptă ei, deși nu sunt sigur că ei înșiși știu asta. Pentru asta Dumnezeu i-a trimis acolo, să ne învețe pe noi ăștia alți, că nu poți aștepta în tăcere să treacă ziua necazului. Asta a spus David când era necăjit. El spune, aștept în tăcere până va trece necazul. Dar cuplul ăsta este dincolo de David. Cuplul ăsta este acolo ca să învățăm să ne așteptăm în tăcere să cântăm lui Dumnezeu atunci când nu înțelegem nimic, nu înțelegem din ceea ce face sau din ceea ce nu face. În zilele astea de așteptare, cam ce ne dășduim? Păi hai să ne punem nițel în pielea apostolilor, care în zilele alea au început să se adune din nou de pe unde au fugit care încotro în noaptea din Ghețimani. Sunt din nou împreună în camera aceea. Dar ce caută acolo? Unii au zis că se ascundeau de autorități. Era foarte prost locul ăla de ascuns. Toată lumea știa că acolo mai fusese și erau și toți împreună la grămadă. Dar ce așteptau? Așteptau cam ce vrem noi când suntem puși la perete. O minune. Iisus le-a spus și începu să-și aducă aminte. Voi muri, dar a treia zi voi învia. Acum, chestia asta cu învierea și cu minunile astea E ceva foarte frumos când citești într-o carte sau când vezi un film din ala fantastic, Star Trek. Dar ei, ei au văzut realitate, nu? Ei l-au văzut străpuns pe cruce. L-au văzut rupt în bătăi pe Iisus, cu cuie în mâini și în picioare și crucea plină de sânge. L-au auzit țipând. Au văzut când a fost străpuns cu sulița, când și-a dat sufletul. L-au văzut mort și pus într-un mormânt. Pe asta este altceva decât să citești fantezii și să vezi filme. Asta este realitate. Toate sunt frumoase până când te izbești de realitate, nu? Moarte, mormânt, sfârșit. Dar lor încă le răsuna în urei cuvintele lui: A treia zi. Nici nu au curaj să vorbească despre asta. De ce omul are așa frică să vadă, să creadă o minune? Ce este mai ciudat este că dușmanii lui Isus par să creadă mult mai mult decât apostolii. Preoții zilele astea vorbesc între ei, chiar de la început, imediat după mormântare. Știm ce a zis omul ăla când trăia. Dacă se întâmplă așa ceva ce a zis el cu învierea a treia zi, va fi mai rău decât atunci când trăia, spun ei. Și preoții nu încep să râdă de prostia lor și de superstiția lor, ci angajează cu bani soldați să păzească mormântul trei zile. Oricine are voie să iasă din mormânt, din cimitir, în astea trei zile, în afară de acela, în mormântul ăla, nu are voie să fie deschis. Trei zile și apoi pot și ei să doarmă liniștiți. Cum se face? Necredincioșii au câteodată superstiții mai puternice decât credința noastră a celor credincioși. Este probabil că apostolii au știut că preoții și romanii au pecetluit mormântul. Și au pus și soldați de pază timp de trei zile și piatră pe mormânt. Femeile, când s-au dus duminica aia dimineață la înviere, știau cu îngrijorare de piatră de pe mormânt și de faptul că termenul soldaților s-a sfârșit și nu mai e nimeni acolo care să mute piatră. Nu știau ele exact cum s-a sfârșit termenul lor, dar erau tare îngrijorate cu privire la piatra aia grea. Mă întreb ce au gândit apostolii când au văzut măsurile de siguranță luate de preoți credința lor, să zic așa. Cert era că erau împreună și așteptau. Ce așteptau? O minune. Așteptau o înviere. De ce este așa greu să accepti înviere? Vorbran s-a întâlnit într-o zi când era mai tânăr cu un rabin în tren în România și rabinul -a aflând că Vorbran este evreu și creștin a rămas foarte mirat. Și Richard l-a întrebat, dar cum de nu ați putea crede că Isus a fost Mesia? De ce să nu fi fost El? Trebuia să vină Mesia. Noi toți evrei credem că va veni Mesia. De ce să nu fi fost Isus ăsta? Cineva trebuie să fi fost. De ce nu El? Și rabinul i-a răspuns. Știi, ai dreptate. Cineva trebuie să fie odată și odată. Dar nu pot să cred că Isus ăsta al tău este Mesia din pricine că e scris că a înviat din morți. Cum poate un om deștept ca dumneata să creadă așa ceva este de mirare? Aici era piatra de care se potignea rabinul. Cam asta se întâmplă și azi. Nu am avea de obiectat dacă creștinismul a renunțat la două afirmații, la cruce și la înviere. Am acceptat-o restul dacă ar lipsi sacrificiul pentru păcat și învierea. Acum e adevărat, dacă ar lipsi acestea două, nu mai rămâne nimic din creștinism, nu? Oamenii nu vor să audă de sacrificiu pentru păcat, pentru că asta le aduce aminte de vinovăție. Și nu vor să audă de înviere, pentru că asta îi obligă să ia o decizie de schimbare de viață. Hristos este viu și este aici cu ei. Nu mai pot să trăiască așa cum ar trăi dacă Hristos este mort și este doar un caracter în cărți. Acum, pentru cei ce sunt închiși într-o logică a unui copil mic, este important să Vezi unele fapte șocante, dar banale. În viere se petrece în jurul nostru mai tot timpul. În unele cazuri este atât de vizibil, deși știința nu poate să explice cum de se întâmplă, totuși e vizibil în fiecare zi. Ții în mână o omidă. E nițel așa dezgustătoarele. Unele sunt mai frumoase, dar te repugne nițel. De-abia se târăsc și la un moment dat te încetinezi bine de tot. Se pregătesc de moarte, parcă știu că vor muri. Se învelesc așa într-o substanță secretată de ele înșile și acolo mor. Dacă tai un cocon de la unde s-a dus o omidă, vei vedea un fel de lichid dezgustător. A putrezit toată materia aceea destul de repede, dar a putrezit cu fiecare moleculă la locul ei. Nimeni nu înțelege ce se petrece acolo. Însă la un timp după, Coconul la putră începe să se miște, se sparge, și dinăuntru îți afară un miracol. O omidă înviată? O, oh, nu, asta e prea puțin. Mult mai mult de atât. Un fluture splendid, colorat perfect, cu un desen pe aripi care îți oprește răsuflarea. Am viat literalmente o omidă, dar numai că a înviat. viat. Era moartă, era îngropată, mormântul s-a deschis. Și a ieșit afară, dar a ieșit afară într-o altă natură, nouă, sub un alt chip. Știința săracă a numit asta metamorfoză, pentru că, probabil, înviere era prea complicat pentru știință. Este interesant să auzi definiția oficială a cuvântului ăsta metamorfoză. Spune o schimbare de natură sau de formă a unui lucru sau unei persoane într-o natură complet diferită, prin metode naturale. Sau miraculoase. Asta e în carte de știință care vorbește de miracole și de înviere. Trei miracole ca aceasta în fiecare toamnă și primăvară cu fiecare milioane de omizi. Pui un bob de grâu în pământ, îl îngropi. Îi cânți prohodul, cum zic frații noștri ortodoxi, îi fați parastați dacă vrei. Și bobul moare. Și din moartea aceea apare un fir și apoi un spic și apoi o sută de boabe. Este un miracol. Este o înviere care o vezi de miliarde de ori pe câmp, acolo unde e greu. În Biblie, Iisus a ceunit cu cei care aveau foarte mare îndoiel cu privire la minune, în special la înviere. Foarte mare. Saducheii okay, nu vreau să creadă în înviere. Și Isus îi pune în fața unei decizii mult, mult mai dificil de acceptat le spune să știți, fără înviere, Dumnezeul vostru, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, este un Dumnezeu al morților. Cum vă place așa ceva? Și au rămas pur și simplu stupefiați. Nu puteau să aibă un Dumnezeu al morților, dar nici în înviere nu vreau să creadă. Acum și ucenicii aveau probleme majore cu învierea, chiar după înviere. Erau doi care mergeau spre Maus, și au vorbit fără să știe că vorbeau cu Hristos. Și spuneau ei, niște femei astăzi ne-au pus așa în mirare, spun nu știu ce ai spunând spun nu știu ce despre înviere și ce atunci am plecat. Iisus este nevoit să le amintească ceva absolut magic. Să-i facă să creadă în înviere, spunând una dintre cele mai mari miracole cu privire la înviere. Faptul că învierea lui, a lui Hristos, a fost prezisă înainte să se întâmple. Cu sute de ani înainte. Acum asta înseamnă o dublă minune. Să vorbești despre învierea cuiva este ceva cumva de necrezut. Dar să spui asta înainte să se întâmple și apoi să se întâmple, asta e ceva magic cu tremurător. Iisus le-a spus multe lucruri din <coughs> în Vechiul Testament. De exemplu, în cartea lui Zaharia la capitolul 12, profetul vorbește despre o zi pe care încă o așteptăm ziua venirii lui Isus și spune În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului, voi turna peste casa lui David, peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și rugăciune, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns și vor plânge cum plânge cineva pe singurul lor fiu. Zaharia spune că va veni ziua când evrei vor vedea în carne și oase pe cineva care l-au străpuns, l-au ucis. Ca să vezi în carne și oase pe cineva care le-a omorât, trebuie să existe în viere. David a scris cu sute de ani înainte de Hristos, psalmul 16. Și spre sfârșit spune, Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții. În fața feței tale sunt bucurii spuse și desfătări veșnice în dreapta ta. El vorbește despre cineva care se va coborî în locuința morților, adică va muri. Dar ciudat, nu va apuca să putrezească, spune David. Procesul ăsta de putrezire începe cam în a treia sau a patra zi după moartea unui om. Asta înseamnă că se va întâmpla ceva în primele trei sau patru zile după moarte, spune David în psalmul 16. Se va întâmpla ceva, ceva care va face pe persoana aceea, ca după ce a fost în locuința morților să vadă, zice el, cărarea vieții și să aibă bucurii spuse. Pe acest ceva noi numim înviere. În psalmul 22 este ceva absolut miraculos. Vorbește psalmul acela cuvânt cu cuvânt câteva fraze auzite în gura lui Isus când era el pe cruce. Eli, Eli, la mahsa bachtani. mult înainte de a fi auzită fraza asta din gura lui Isus, ea a fost scrisă în psalmul 22. Așa începe psalmul la Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit și continuă cu gândurile pe care le-a gândit Iisus pe cruce. Citește cu tremuri. Poți complecta în detaliu ce e scris în Noul Testament cu ce a fost scris cu sute de ani înainte. Și apoi, deodată, vorbește despre omenire care se va pleca înaintea celui care moare pe cruce, care se vor întoarce la el din toate marginile pământului, se spune cum el va vedea, el, el va vedea o sămânță de urmaș și cum va stăpâni peste neamuri. Deodată, despre cel ce moare, se vorbește ca despre unul viu și nu doar viu, dar și schimbat în natura lui într-o putere și o slavă de neimaginat. Ce s-a întâmplat? Acest lucru îl numim înviere și este scris cu sute de ani înainte să se întâmple. Isaia 53 vorbește despre moarte și apoi despre viața unsului. Asta necesită înviere. Iov 19 vorbește despre un răscumpărător care este viu și care va face ca el, Iov, un om, și el să aibă parte de înviere. Pentru că Iov spune, după ce nu voi mai avea carne, voi vedea pe Dumnezeu și îl voi vedea cu ochii mei. Asta este învierea unui om datorită învierii rus, cumpărătorului său. Învierea era peste tot în Vechiul Testament și era în jurul nostru, în lumea noastră materială. Dar când ai fost în fața morții, când ai participat la o mormântare, parcă toate astea sunt îngropate, sunt duse, ce îți rămâne atunci? Ce îți rămâne când Hristos e mormânt, iar tu și prietenii tăi sunteți azunați într-o cameră și vă uitați unul la celălalt? fiecare așteaptă. Dar ce rămâne este de acum vital pentru restul vieții. Pentru că acum rămâne credința. Asta este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Credința apare când lucrurile pe care te-ai bazat nu se mai văd. Apare într-o zi de necaz, la o pierdere mare. Când ai văzut o viață care dispare, când sprijinul pe care l-ai avut se duce. Când, cea, când cel care era sprijinul tău a dispărut, atunci apare credința. Când ce ai văzut ce ai auzit, ce ai pipăit cu mâinile tale a dispărut, atunci apare credința care îți optește despre ceva care nu se vede. Care te asigură că ce nu mai vezi acum este încă acolo care spune că ochiul nu a văzut urechea, nu a auzit și în imaginația inimii omului nu a apărut. Așa sunt cu adevărat, în cea mai reală realitate, lucrurile pregătite de Dumnezeu. Astea sunt lucrurile pe care acum nu le vezi, dar despre care credința ți le spune și ți le arată așa cu o privire mai trainică decât o vedere normală, cu o asigurare mai de neclintit decât pipăitul și măsuratul cu mâinile. Când nu mai înțelegi ce se întâmplă și de ce se întâmplă, atunci se înalță dinăuntru spiritului credința. Și credința te ține legat de cel ce face ce vrea fără să-ți dea ție socoteală tocmai când îți trebuia socoteală, când socoteala era tot ce vrea mai mult. Când faci socotel și socotelile nu ies, când întrebi și nu primești răspuns, atunci se înalță în om bucurul ăsta magic Credința, credința care te ține, te ține alături de Dumnezeu. Te-ai bazat poate toată viața pe logică, pe măsurat, pe numărat, pe cântărit. Ai știut ce ai, ai știut ce ai avut, ai știut ce să faci cu adevărat, ai văzut, ai măsurat, ai plănuit. Și acum vine ziua în care nu mai, nu mai toate ți-au zburat din mâini, nu mai înțelegi, nu mai ai nimic în controlul tău, nu mai vezi nimic. Într-o zi ca asta, pentru un astfel de timp, când Dumnezeu tace, se ridică din lăuntru credința. Ai avut un sâmbure toată viața, dar parcă nu ți-a trebuit sâmburele la de credință, n-a crescut. Nu ți-a trebuit, că până acum ar putea să descurci și fără ea. Credința așa era frumoasă, așa, era să ai așa ca un pic de frișcă pe tort. Mai cântai despre ea, vorbeai cuvinte frumoase în predică despre ea, dar nu era neapărat necesară când, în timpul zilei când pipăiai și vedeai toate lucrurile în control în mâinile tale. Te descurcai și singur. Dar astăzi, în ziua când Dumnezeu tace, când toată, toată, tot ce te ținea s-a surpat, astăzi nu te mai descurci. Sunt prea multe întrebări și prea puține răspunsuri. Și azi ai nevoie de ceva care să depășească ceea ce aveai în mâini și ceea ce vedeai cu ochii. Azi ai nevoie de ceva magic, nevoie de credință. Spune Scriptura, acum, în zilele astea de tăcere, se naște în om nădejde, speranță. Nădejde, abilitatea aia care te face să poți să aștepți ceea ce nu se vede deloc. Credința te face să vezi ce nu se vede, nădejdea îți dă puterea să aștepți pentru asta. Este un pod către lucrurile care vor fi atunci, dincolo, într-o clipă în care n-a ajuns încă până la mine. Nădejdea îți arată învierea când în fața ta este doar o groapă și aia stupată cu o piatră. Acum parcă vezi că totul se strică, nădejdea îți arată că totul va fi perfect. Acum vezi lacrimi, nădejdea îți deschide o fereastră de unde auzi cântări și veselie fericire și bucurie. de asta este ceva magic așa, care o imaginație grozavă în om te face să aștepți tot ceea ce nu poți vedea venind. În roman scrie o nădejde care se vede, nu mai este nădejde. Speranța, darul ăla a s-a pus de Dumnezeu un om care îl face să vadă când parcă nu mai este nimic de văzut și să aștepte că nu mai este nimic de așteptat. Nădejde împotriva oricărei nădejde te transportă pentru o clipă măcar într-un viitor veșnic. Nădejdea te ține în camera aia toată noaptea până vin zorile. Nădejdea ține pe apostol în ultima noapte de tăcere, până în zori, când se aud odată bubuieturi în ușă și țipete de femei răvășite de o bucurie nebună și ireală. Nu mai sunt soldați, nu mai e piatră, nu mai e mormânt cu mort, nu mai este mort, și deodată tu ești Petru, țâșnești în picioare, alergând nebunește, dar unde alergi? Doar Petru le-a zis femeilor că nu sunt în toate mințile. Foarte bine, nu sunt în toate mințile, dar alerg mai rău ca ele. Alerg acolo unde mă împinge nădejdea care m-a ținut toate zilele astea și toate nopțile astea trei în camera de sus cu ceilalți. Dar nu e posibil să te înșele de asta? În Roman 5 spune, nădejdea nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și aici apare acea stâncă care le ține pe toate împreună, așa într-o îmbrățișare veșnică. Acum se ridică în om dragoste. Când se clatină credința, atunci ea îți arată cu degetul nădejdea. Și când parcă nădejde nu mai ai, lanțul cel mai formidabil care te va ține legat de Dumnezeu cât va fi lumea și mult după ce nu va mai fi lumea, este asta, iubire. Ascultă, pentru fiecare din noi vine ziua când e cazul pare să fie așa mare că nu mai știi de credință, parcă nu mai sper nimic. Dar este ceva indisolubil, nealterabil, infinit, mai rezistent decât orice fibră a Universului. Este dragostea turnată în inim de Dumnezeu. Dragostea este mai tare decât moartea. Vrei să te revolți? Dar iubirea de Dumnezeu te aruncă în brațele Lui. Vrei să te întorci cu spatele și dorul de Dumnezeu te întoarce înapoi. Este ceea ce îl arde pe asaf când scrie Psalmul 73. Pe cine altul am eu în cer în afară de tine și pe pământ? nu găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Rămâne lanțul acela care îl face pe Habacuc să strige în durerea lui cea mai mare. Chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da rod, rodul măzlinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Hristos s-a vândut pentru tine, pentru mine și s-a vândut doar din pricina iubirii. Nimic altceva nu-l trimetea la cruce decât lanțul ăsta Năpraznii care se cheamă dragoste. Iar tu, cu mulți ani în urmă, ți aduce aminte? Eu aveam 17 ani. Mă întreb câți ani aveai tu care mă asculți. Cu mulți ani în urmă te-ai vândut lui, te-ai predat lui. Poate în ziua aia n-ai știut exact ce-ai făcut, dar te-ai legat cu el cu lanțuri de care nu se mai pot rupe, care te vor trage din nou la el, orice ar fi să fie pentru voi toți care astăzi trăiți noaptea aia de joi, de vineri, de sâmbătă, zilele când Dumnezeu tace, când nu știi ce face și nu știi dacă face ceva. Pentru voi, zilele astea sunt menite să aducă comorile acestea care vor rămâne, vor rămâne cu noi toată viața, credința, nădejdea și dragostea. Aceste trei se nasc în nopțile tăcerii lui Dumnezeu și aceste trei rămân. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.